Privește-l pe jucătorul marcat cu litera X. Face o cursă senzațională spre poarta adversă și primește o pasă sincronizată perfect din lateral. X este complet liber în fața porții când mingea ajunge la el. Calea e liberă. 100% gol, nu-i așa? Greșit! X șutează mingea peste poartă. Se spune că mingea este încă în aer. Dar ce pare o ratare uluitoare nu era chiar de neașteptat. Dar vom reveni la asta după ce dai subscribe și apeși clopoțelul de notificări. Prescurtarea de la Expected Goals, XG, exprimă probabilitatea ca un jucător să înscrie dintr-o situație dată. De aici numele. Deci ce ne spune XG? XG măsoară calitatea unui șut. Practic, ne spune cât de probabil este ca un șut să se transforme în gol. XG se măsoară pe o scară a probabilității de la 0 la 1. Dacă XG este 0, atunci nu este nicio șansă ca din șut să rezulte gol. Dacă XG este 1, înseamnă că este 100% sigur că mingea va intra în plasă. Uite un exemplu. Acest jucător șutează din afara careului mic. Acest șut are un XG de 0,5. Cu alte cuvinte, sunt șanse de 50% ca jucătorul să înscrie un gol. Să ne întoarcem la jucătorul X care nu a marcat cu poarta goală. Îți amintește această fază de ceva? Este o situație care a apărut în meciul dintre Manchester City și Chelsea, Kevin De Bruyne fiind cel care a ratat în acest fel. Iar XG-ul pentru ocazia lui era de doar 0,7. Deci numai în 3 din 10 ocazii de acest fel nu se înscrie. În 7 se marchează. Așadar, care sunt factorii care determină valoarea XG-ului unui șut? Ce anume face ca o ocazie de gol să fie mare? Ei bine, sunt câțiva factori precum distanța până la poartă, unghiul șutului, partea corpului cu care e lovită mingea, tipul asistului, stilul de joc, poziționarea apărării. Și poți găsi mai multe detalii despre subiect în linkul din descriere. Hai să recapitulăm! XG ne spune de fapt cât de probabil este ca un șut să se transforme în gol, raportându-se la criterii precum distanță și unghi. Așadar, ce indică XG referitor la performanța unei echipe? Pe scurt, XG-ul unei echipe reflectă numărul de goluri înscrise de jucătorii ei într-o perioadă mai lungă. De asemenea, XG-ul cedat de o echipă reflectă pe termen lung numărul de goluri marcate în poarta ei de către adversarele acelei echipe. Și nu este vorba numai despre calitatea șuturilor. XG-ul cumulativ al unei echipe raportat la un număr de meciuri ne poate prezenta un tablou mai amplu al formei acelei echipe. Poate că au pierdut ultimele partide, chiar dacă și-au creat ocazii mai clare decât adversarii. În acest caz, ne putem aștepta ca echipa să înceapă să concretizeze acele ocazii la un moment dat și să câștige meciuri. Și da, cu cât jucătorii sunt mai valoroși, cu atât XG-ul echipei e mai mare. Este măsurat pe o scară a probabilității de la 0 la 1. Teoretic, echipele cu un XG mai mare dau mai multe goluri. Acestea sunt elementele de bază despre XG. Dacă ți-a plăcut videoul, apasă butonul de subscribe și like și ne poți lăsa întrebări în secțiunea de comentarii.